Ok, ne mutăm și la roata de pe față. Aceasta nu are joc în rulmenți, dar o desfacem să vedem cum sunt simeringurile și să-i punem aceste protecții și pe față, cum i-am pus și pe spate. Deci e vorba de acestea. Sunt pentru extra protecție. Așa, și să vă arătăm. Foarte important, la roata de pe față nu este ca la cea de pe spate. Aici este puțin mai complicat, să zicem, de pus roata înapoi. Mulți fac o greșeală, o să vedeți și despre ce este vorba. Ok, desfacem. Așa, desfacem și șuruburile. După ce îl învârtim un pic, îl împingem ușor în partea aceasta, din partea opusă. Acesta este axul. Acum scoatem ușor roata. Ok, aceasta este roata. Ok, scoatem distanțierele. Le curățăm bine. Cum observați, aici unde etanșează simeringul, au grad de uzură, ar trebui înlocuite. Așa. Și simeringurile nu arată foarte bine, ar trebui înlocuite și acestea. Să vedem și pe partea cealaltă. Da, la fel. Simeringul aici arată și mai rău. Le înlocuim și punem roata la loc. Ok, scoatem simeringul. Da, l-am scos. Așa, acesta este rulmentul. Oh, ia uitați, o problemă care n-am observat-o. Rulmentul este blocat, deci nu avea joc, dar este blocat. Deci trebuie să înlocuiți și rulmenții. Haideți să vedem și pe partea cealaltă. Aici simeringul este mai dus. Probabil rulmentul acesta e și mai rău. Ok. Acesta nu este blocat definitiv, dar merge foarte greu. Merge, dar foarte, foarte greu. Foarte greu merge. Deci vă schimba pe ambii. La fel ca și roata de pe spate, vom face aceeași procedură. Ok, am pus aceste protecții, am curățat foarte bine interiorul la distanțiere, o să le și ungem pe interior. Am curățat axul la fel foarte, foarte bine, o să-l ungem și pe acesta. La fel și interiorul de la furcă și pe o parte și pe cealaltă, lustruit foarte bine. Da, și trebuie să le ungem pe toate ca să intre mai ușor. Axul la fel.
Așa. Interiorul. Ok. Acum punem ușor roata. Ok, băgăm ușor rasul. Atenție, acesta trebuie să intre foarte ușor, deci să puteți să-l băgați cu mâna, să nu bateți în el. În cazul în care nu intră ușor, ceva nu este în regulă. Deci, mare atenție, nu insistați, nu bateți în el. Dacă nu intră ușor la mână, apoi sigur o să stricați ceva. Deci, în cazul în care nu intră ușor la mână, să-ți faceți și curățați din nou, că nu, ceva nu este în regulă. Ok, acum o să l-ajutăm ușor. Deci foarte, foarte. Ok, acum strângem un șurub la mână. Strângem ușor. Ok, și ne mutăm în partea cealaltă. Ok, strângem ușor la mână, suficient. Acum punem șurubul. Acesta trebuie strâns la 35 Nm. Ok, îl strângem. Ok, strângem la 35 Nm. Ok. Acum strângem celelalte două șuruburi. Acestea trebuie la 15. Ok, acestea trebuie strânse la 15 Nm. Ok, unul și celălalt la fel. Suficient. Ok. Așa, acum urmează partea cea mai interesantă. Ok, acum o să desfacem șurubul de pe partea cealaltă, ce l-am strâns mai devreme. Da, îl slăbim. Pentru a se centra furca, lăsăm așa slab și facem câteva curse, ne lăsăm, ne apăsăm pe furcă să se centreze și apoi strângem șuruburile. Ok, acum apăsăm de câteva ori pe frână să se centreze discul între plăcuțe și facem câteva curse în furcă. Da, să se centreze furca. Ok. Așa. Acum o ridicăm înapoi pe stânga.
și putem strânge șuruburile. Facem proba, este în regulă, nu atinge de disc. Da, este în regulă, uite așa cum merge. Acum rămâne decât să strângem și aceste șuruburi la fel, la 15 Nm ambele. Și cam asta a fost. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru. Și orice întrebări mai aveți și sugestii, vă așteptăm cu ele în secțiunea de comentarii. Nu uitați să urmăriți și celelalte episoade din seria Întreținerea unei motociclete. Vă mulțumim!